Parcul central din localitatea Chișoda începe să prindă viață. Viceprimarul Comunei Giroc, Dan Vârtosu, a anunțat că au început lucrările. Săptămâna aceasta am demarat lucrările la Parcul Central din Chișoda. Vom începe în curând și amenajările parcurilor noi de pe strada Neptun și Rozelor. Abia așteptăm să vedeți transformările. Transmite viceprimarul Comunei Giroc, Dan Vârtosu. Parcul central din Chișoda va avea spații verzi special amenajate, locuri de joacă și bănci umbrite de copaci.